magiei. Dan Buchfink, reprezentantul lor aici, ne-a spus că pentru momentul următor e nevoie de un tip calm, blând, cumpătat. Am căutat pe toată piața asta, în toată piața asta, showbizul românesc, și am găsit unul calm, blând, bun, răbdător, atent. Priviți-l! Când auzi numele Cristian Andrei, îl asociezi imediat cu domnul doctor Cristian Andrei. Și nu din întâmplare. Profesia psihologului se îmbină perfect cu talentul său de iluzionist. Ce se va întâmpla o să vi se pară șocant, dar aș vrea să vă spun din capul locului că este vorba de un număr de magie. Practic, eu ce efect o să produc eu în mintea celor care vizionează numărul? Ce o să creadă oamenii? Ei o să vadă că aș lua pe cineva, de fapt o să luăm pe cineva din public, da. Să vedem cine se va oferi. O să-l așezăm pe un suport, pe o masă, pe o bancă, nu știu, vedem așa, și o să-l tăiem în două. Dar fără să-l băgăm în acea cutie. Eu o să-l tai în două. Dumneavoastră cu această chestie. Antrenamentele cu maestrul Buchfink au fost pasionante. Aș fi vrut să nu se termine niciodată, pentru că în manualele de magie sunt descrise tot felul de metode prin care poți să înșeli mintea altcuiva și în același timp să-l faci să creadă că ai puteri deosebite. După care îți dai seama că totul este o joacă. Pentru că dacă ai puțin spirit ludic al jocului în mintea ta, totul pare ușor, frumos și chiar îți vine să-l repeți. Deci puțin a fost așa ușor, după care cei doi și începem ca să, să facem numărul ăsta. O mână acolo, așa, una peste cealaltă. Întâi ușor numai aerul și după aia tot. Și după aia apăsăm o dată ferm. Exact. Și mai și sugerez că se desparte. Exact. Există o clipă de îndoială când cel care învață magia trebuie să se reculeagă, să-și aducă aminte de puterile lui pe care le-a dobândit treptat prin exercițiu. Dacă te îndoiești de puterile tale, magia devine caragioasă. Ea trebuie să fie un lucru serios pentru fiecare dintre cei care o privesc. Sunt convins că veți face numărul foarte bine. Ce mi s-a spus și mie, că urmează un moment absolut senzațional. Dan Buchfink! Bună seara, Dan! Bună seara, bine v-am găsit! Magie cu vedete! Singurul show de televiziune care face așa ceva în România și în lume. Până în clipa asta, magie cu vedete! Domnul doctor Cristian Andrei! Pentru prima dată! Bună seara! Antrenorul, o întrebare scurtă. Explicați multe. Vă aud la radio, vă ascult la radio, vă citesc prin ziare, vă văd la televizor. Aveți multe explicații. Pentru orice. Sunt lucruri inexplicabile. Și medicilor și bărbaților le place întotdeauna să aibă explicații pentru orice. Așa e. Iar eu sunt amândouă. Și medic și bărbat. În seara asta e treabă că urmează un moment inexplicabil. Da, cel mai bine e să vă las pe dumneavoastră să ne explicați. Îți mărturisesc, pentru că ne știm de ceva vreme. Așa e. M-am antrenat cât am putut de detaliat cu acest maestru minunat din dreapta mea și încă nu pot să-mi dau seama ce se întâmplă cu anatomia unui om atunci când magia intră în acțiune. Și pentru mine a rămas o magie în continuare, deși cunosc detaliile până la ultimul amănunt. E un truc, e... Nu ne spuneți. Văd din privire că nu ne spuneți. Nu pot să vă spun chiar acum. Trebuie pur și simplu să vă arăt. Să începem. Arătați-ne. De ce aveți nevoie? Spuneți-mi de ce aveți nevoie pentru început. Am nevoie de niște persoane. Ne-am gândit să facem acest lucru cu cineva din public. Ok. E în regulă. Sunt aici. Aș vrea să beneficiez de curajul și de credulitatea în forțele mele a trei persoane. Trei oameni. Dacă cine vreți să avem Anca Rişt, o avem și pe Anca Neacșu în juriu. Anca. Nu! Te-am avertizat de data trecută. Ești invitata noastră dacă vrei. Nu mersi. Sunteți pe mâinile unui medic, ce Dumnezeu. Ok. Nu mulțumesc. Trei persoane, domnule doctor. Cine da? Se oferă? Trei oameni. Am nevoie de trei.
Trei persoane? Puține mânuțe ridicate, foarte puține mâini ridicate. Veniți Haideți. Aici, vă rog, veniți aici, vă rog. Trei oameni, să vină aici. Haideți. 1, 2, mai dați-mi un om. 3 am spus. Nu se poate să aveți atâta teamă. Haideți, oricine-i. Haideți. 3, da? Sunt 3 bărbați. Lucrurile sunt foarte simple. O persoană va trebui să se așeze pe această bancă cât se poate de relaxat, pentru că nu are nimic altceva de făcut decât să suporte un număr de magie asupra propriului corp. Iar celelalte două persoane sunt la fel de importante, pentru că va trebui ca fiecare dintre celelalte două persoane să tragă de una din extremități. O persoană va trage de picioare și cealaltă puternic de mâinile celui care stă de pe bancă. Unul stă și doi trag. Exact. Păi cine stă? Hai să fie. Domnule, v-ați oferit voluntar. Mi-a spus că ai venit din primul rând. Și acum să faci cruce și te închini. Va trebui să te așează aici, te rog frumos. Uite, cu picioarele atârnând aici. Mai încoace. Picioarele atârnând. Domnule doctor, dacă vrei să renunți. Mai. Se frică? Cum? Un pic? Da, bărbații de obicei sunt curajoși. Dan, te rog, ține-mi puțin. Cam tremură. Știți cum tremură băiatul, vorbesc? Știți cum tremură băiatul ăsta? Nu se poate. Adică hai, fugi, prea mare emoția. Hai, lasă. Hai. Aoleu. Bărbat ești tu? Da, sau? Bate inima păi... Se spune că bărbații sunt purtătorii de curaj. Cum vă numiți? Iertați-mă, întreabă domnul Albulescu. Întreabă domnul Albulescu cum vă numiți, se aude tot cartierul. Stângașul, chiamă-i Stângaș, bietule. Stângașul Florin. Florin. Mulțumesc, sănătate. Florine, să te știe tot cartierul. Bravo, Stângașul Florin, cel mai curajos bărbat. Cel mai bine vă spun eu. De obicei, bărbații când se duc la dentist, se duc cu soția, cu fica, cu amanta. Este mult mai bine să te bazezi pe o femeie. Este o doamnă care are curaj. Haideți să fie din primele rânduri, o doamnă. Dați-mi om cineva de acolo, din primele rânduri. Doamnă, vă văd de acolo cu mâna ridicată. Haideți. Lângă BGS, o doamnă acolo în galben. Bine. Haideți. E în regulă. Domnul Albulescu, vă ascult. Aș fi avut de pus o întrebare, domnului doctor. Se poate acum? Doamna, o rugăm să... Doamnă, încet, vă rog să poftiți pe scenă. Doamna se duce ne apropiem acolo. Noi de dumneavoastră. Da, domnule Albulescu. Îmi pare bine să dăm mână. Bună seara. Bine ați venit. Doamna Dorian Ancaneac și Mircea Albulescu. Să ne cunoaștem personal, deci ar trebui să stau și în picioare într-un Ei, nu. Da. Profitați de faptul că aveți umerii aceștia lați, care mi-au acoperit ecranul mulți ani. Profit de faptul că este o cerință a camerei, ca să ne vadă cât mai aproape unii. Profitând de ce s-a întâmplat mai devreme cu prietenul Florin, și anume că ați constatat luându-i pulsul, că într-adevăr este destul de alert și că ar fi bine ca să găsim pe altcineva. Domnule doctor, în cazul unui număr de magie, cum este sau va fi cel de astăzi, recunoașteți că există o traumă a receptorului sau că ea poate exista? Da sau nu? Trebuie să recunosc deschis faptul că există emoții puternice pe care le-ar putea resimți atât persoana care stă întinsă pe bancă, poate și publicul, pentru că oamenii realmente, nu cred că să fie mai la receptor, mă refer în clipa de și față. Cei care trag, dar da. Mai ales telespectatorii, pentru că ei sunt lipsiți oarecum de mijloace de intervenție. Nu vor putea să ajute în niciun fel persoana care se află în acest proces. Care v-ați zis că între noi, spectatorii și telespectatorii, printre spectatori mă număr și pe mine, putem avea ceea ce se cheamă o traumă la nivel personal, nu? O traumă la nivelul a 10, dacă nu chiar 200 de oameni, nu știu cât să numesc. Cred că sunt câteva milioane care se uită la noi acum. Și, în a treilea rând, cele câteva milioane de telespectatori care se uită și vor palpita împreună domnule cu noi. Domnule Albulescu, trebuie să lămuresc termenul. Nu e vorba atât de o traumă, cât de o emoție. Pentru că, de obicei, când expui o persoană în mod profesional unei emoții, trebuie să ai la dispoziție și unele mecanisme de a o scoate din această emoție, încât să nu se instaleze o traumă. Permiteți mie să spun că imaginele care urmează s-ar putea să fie șocante pentru telespectator. Ar trebui să spunem acest lucru? Dan Buchting, între timp, așezat-o pe doamnă, ne întoarcem cu doctorul Cristian Andrei. Dan, e în regulă, domnule doctor, să-mi spuneți dacă asta e în regulă cu doamna sau aveți nevoie de alt...
o altă persoană din public. Bună seara, doamnă. Dan a pregătit totul. Dan, stați bine? Stați bine, nu? Vă simțiți binișor? Binișor. Dan. Asta e minunat. Văd că sunteți destul de călduță, de obișnuită cu publicul. Ați mai fost în public undeva vreodată? Nu. N-ați mai fost. Mm-hmm. Acum domnul trebuie doctor, să... iertați-mă, da. Aduc pe altcineva din public sau e în regulă? Cred că am putea să ne acomodăm. Doamna este destul de bine făcută și cred că este ok. Va rezista cu succes. Acum trebuie să vă spun un lucru. Apropo de întrebarea domnului Albulescu, aici se vor desfășura niște emoții destul de intense și pentru a ieși din aceste emoții, vă recomand să redeveniți imediat după această magie copii. Copiii care ați fost și să o luați ca pe un bazm, ca pe un lucru care vi s-a părut. Îmi creați mie spaimă și emoții din ce spuneți. Ok, eu atât vreau să spun. Așa cum nu l-ați mai văzut niciodată. Doctorul Cristian Andrei. Succes! Da, maestre, mulțumesc! Aș vrea ca tu, văd că ești destul de bine făcut, totuși parcă mai solid este el, aș vrea ca tu să te așezi aici, lângă picioarele doamnei, să o apuci bine de picioare, da. Și când îți voi spune eu, să tragi puternic spre tine. Da? Da. Ai și tu emoții. Deci tu o să o apuci de mâini, da? Poți să o apuci așa, poți să o apuci cum vrei tu, okay. Și la fel cum trage el de picioare, vreau să tragi și tu de mâini încoace. Da? Da. Bun. Băieți, pregătiți-vă. Puteți să începe să trageți. Trageți! Trageți! Dați publicitate!